Eu predau teologie sistematică de zeci de ani. Teologia noastră creștină este împărțită pe segmente. De exemplu, baza la orice școală teologică este teologia biblică. Întâi, noi punem bazele biblice. Și acolo ai introducere în Vechiul Testament, în Noul Testament, hermeneutică, exegeză. Peste teologia biblică vine teologia istorică. Adică te uiți cum a evoluat o anumită învățătură în istoria bisericii. Perioada patristică, după apostoli, perioada medievală, perioada reformei, perioada modernă. După aceea, peste acestea, este teologia filozofică. Așa ca să se complice puțin lucrurile. Teologia filozofică înseamnă să gândești, să te concentrezi la curentele de gândire din istoria bisericii, la marii noștri gânditori pe care Dumnezeu i-a ridicat. Unii au fost genii excepțional, cum a fost, știu, Origen, Augustin, Toma d'Aquino, Calvin, Bart mai târziu. Nu înseamnă că au fost cei mai buni și că au învățat totdeauna ce este cel mai bine, dar ei sunt o sursă, să repere pentru noi. Peste această teologie filozofică vine teologia sistematică, care adună din biblică, din istorică, din filozofică ideile și le pune într-un sistem. În teologia sistematică ai mai multe compartimente. Se studiază doctrina despre Dumnezeu, doctrina despre Sfânta Scriptură, doctrina despre creație, doctrina despre om, doctrina despre mântuirea omului din păcat, doctrina despre biserică, doctrina despre lucrurile viitoare. Un segment de obicei pus la doctrina sau între doctrina despre mântuire și doctrina despre biserică este pneumatologia, doctrina despre Duhul Sfânt. Deci uneori este pusă chiar la început. Știți că noi suntem trinitari, adică credem în Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Deși este un singur Dumnezeu în care credem, acest Dumnezeu s-a descoperit pe sine ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în planul de mântuire. Nu că ar fi trei Dumnezei, nici de cum. Asta a fost alegerea Lui, ca să se coboare la înțelegerea noastră și să ne spună cam cum a gândit, rânduit El tot acest plan, în care ne-a inclus și pe noi. Și mulțumim, slavă Lui, pentru aceasta. Când vorbim despre Dumnezeu, avem Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și, cum spunea Radu, așa este. Doctrina despre Dumnezeu n-a fost foarte dezbătută în istorie, deși eu cred, apropo, că e la rând. În curând, datorită hipertehnologizării lumii, noile generații de copii ai voștri, de nepoți, strănepoți, că eu asta sper, am deja 13 nepoți și am o nepoată de 18 ani, sper să ajung străbunic. Nu? Deci eu deja mă gândesc la următoarea generație. E o mare mulțumire așa în suflet. Oare ce vor crede ei despre Dumnezeu? Plin, îmbibați de tehnologie, de AI, inteligența artificială, vor mai crede ei într-un Dumnezeu unic, ființă personală, absolută, infinită și perfectă? Le va fi foarte greu.
De aceea cred că prin următoarea dezbatere pentru generația, poate a nepoților voștri, va fi doctrina despre Dumnezeu. Doctrina despre Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, s-a dezbătut suficient în primele secole creștine, s-a hotărât în crezul creștin ce credem noi despre Fiul lui Dumnezeu, nu? Că este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, de aceeași ființă cu Tatăl, da? Că asta e expresia cheie. De aceeași ființă cu Tatăl. Deci e aceeași esență. Toți creștinii credem asta. Cine nu acceptă divinitatea lui Iisus Hristos, n-ar trebui să se numească creștin. De aceea noi, de exemplu, pe martorile Iehova sau pe mormoni, nu-i recunoaștem ca fiind creștini, să zicem, conform și Scripturii și tradiției bisericii. Dar n-au fost probleme cu doctrina despre Duhul Sfânt la început. Apostolul Pavel dezvoltă puțin această învățătură. De fapt, Iisus Hristos e primul care, știți bine, când pleacă la cer, ne lasă un mângâitor care ne va descoperi toate lucrurile, care ne va mângâia, va fi cu noi, care ne va împuternici. Veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori până la marginile pământului. Asta este perioada Duhului, dispensația, dacă vreți, a Duhului, lucrarea bisericii. Duhul Sfânt coboară peste primii apostoli, peste cei adunați la Ierusalim și naște un nou popor printr-un botez, o scufundare în puterea Duhului lui Dumnezeu. 3.000 se botează deodată. Și biserica a crescut apoi. S-a răspândit în toată lumea. Așa cum a prorocit Domnul Hristos. Și la început creștinii nu aveau probleme să recunoască Duhul lui Dumnezeu la lucru. Nu. Era foarte clar. Aici a lucrat Duhul. Aici a venit peste cutare. Pavel, plin de Duhul Sfânt, făcea cutare lucru. Petru, plin de Duhul Sfânt. Dar interesant că Luca, care scrie Faptele Apostolilor, carte istorică care face joncțiune între cumva vechi și nou, de mai multe ori pomenește în Cartea Faptele Apostolilor despre tandemul Duh și Cuvânt. Acolo unde era predicat cuvântul, acolo lucra Duhul. N-ai voie să-i desparți niciodată. Reformatorii mai târziu au găsit și o explicație frumoasă. În latină, că ei toți vorbeau latină atunci, secolul 16-17, i-au spus că atunci când un om este născut din nou, există două lucrări simultane. Testimonium spiritus internum și testimonium spiritus externum, adică mărturia Duhului dinăuntru și din afară. Cea care vine din afară este auzirea cuvântului. Roman 10. Cea care lucrează înăuntru este Duhul lui Dumnezeu, care regenerează, naște din nou. Prin spălarea naște din nou. Frumos spune Pavel în Tit. Și așa înțelegeau creștinii. Tandemul acesta, predicarea cuvântului, lucrarea Duhului, a consolidat biserica, așa a răspândit biserica. Ei n-au voie să fie despărțiți nici astăzi. Ori de câte ori supralicitezi o parte în defavoarea celelalte, dai în anomalii, tot felul de opinii, interpretări ciudate. Dar asta poate fi o temă de întrebare. Eu nici nu știu cât am să vorbesc. Cât îmi dă Duhul, că așa trebuie să-mi spui. Da, eu predic și în bisericile pentecostale și acolo n-am probleme cu asta. Da, dar mă reduc, pentru că asta e doar un cadru. Și lucrarea Duhului a continuat.
a venit martirajul. 250 de ani de persecuție. Cum credeți că biserica a rezistat? Ba, chiar s-a înmulțit. Duhul lui Dumnezeu împuternicea martirii, care n-aveau nicio problemă să-și dea viața pentru Domnul lor Hristos. Predicile lor, știți, al martirilor noștri, până prin 313, când a venit decretul lui Constantin de libertate religioasă, majoritatea predicilor care sunt salvate, să știți, le avem în documente, știți ce aveau ca temă principală predicile? Învierea lui Iisus Hristos. Învierea lui Iisus Hristos. Este speranță și pentru martiri. Duhul cel viu al lui Hristos îi anima, îi întărea. Nimeni nu contesta asta. Cine să-ți dea putere în fața persecutorului? Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, care era viu cu ei. A venit libertatea religioasă în tot Imperiul Roman, au beneficiat și creștinii. Și atunci episcopii, episcopul este un supraveghetor pe o regiune mai largă de biserici locale. Episcopii s-au strâns și au lămurit câteva chestiuni de doctrină. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Asta a fost în anul 325 după Hristos. Dar unii s-au agitat. Unde e Duhul Sfânt? Ar trebui să inserăm ceva acolo. Abia mai târziu, la Constantinopol, în 381, în crezul creștin s-a inserat și acest pasaj, să zicem, cu secțiune despre Duhul Sfânt, care este Duhul de viață, Dătătorul, care purcede de la Tatăl, da? Care este închinat și mărit și care a grăit prin proroci. Sunt patru lucruri afirmate de crez. Cine este Duhul Sfânt? Au stabilit teologii bisericii. Duhul de viață Dătătorul, adică Duhul lui Dumnezeu a fost de la începutul creației. El a dat viață și materială, și biologică, și spirituală. El este cel care a creat lumea materială și a lucrat în pântecele Mariei. Și avem un Mântuitor. Sfântul care s-a născut acolo, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci Duhul lui Dumnezeu intervine în creație, prezent. Asta spune crezul. Apoi acest Duh Sfânt, spune, trebuie închinat și mărit. El purcede de la Tatăl, adică sursa existenței lui este Tatăl, dar el trebuie închinat. Că mai sunt întrebat dacă trebuie să ne rugăm la Duhul Sfânt să-L înălțăm și pe El, da. E Dumnezeu. E Dumnezeu. Și apoi grăiește prin proroci. Cu alte cuvinte, Vechiul Testament, Noul Testament, care a fost scris de oameni lui Dumnezeu, are credibilitate pentru că Duhul lui Dumnezeu a supravegheat scrierea acestor cărți. Și noi le avem binecuvântați în toate smartphone-urile posibile. Ce mare har! Aici s-a pus ștampila pe doctrina despre Duhul Sfânt. N-ar fi trebuit contestată de nimeni. Și să știți că n-a fost. Mult timp, 1000 și ceva de ani, în perioada medievală, nimeni n-a contestat divinitatea Duhului lui Dumnezeu și autoritatea Lui. S-au dezvoltat mai multe idei, așa, pe liniile acestea. A venit reforma protestantă. Luther, Calvin, Zwingli, anabaptiștii, toți s-au întors la Scriptură. Și a văzut din nou, Duhul lui Dumnezeu împuternicește cuvântul pe care tu îl citești. De ce citești și trebuie să citești Biblia? Pentru că Duhul lui Dumnezeu te asistă. Împuternicește acest cuvânt pe care tu îl citești și prinde viață în inima ta. Și îl înțelegi, pătrunde în minte, inima îți schimbă structura, sensul ființei tale,
minunat. Așa spuneau reformatorii. Dar știți că după reformă, ca orice mișcare de altfel, a venit o vale. Să știți că istoria bisericii merge sinusoidal, când mai sus, când jos, așa. Și după reformator, biserica intră într-un fel de derapaj din acesta. Au pătruns tot fel de idei noi, biserica nu avea putere să le confrunte pe toate. Și atunci Dumnezeu, în bunătatea Lui, din când în când, ca așa face El, dă un nou impuls bisericii. Și ne-am trezit prin 1740, în America de Nord, cu o trezire spirituală. Extraordinară. Sute de mii de oameni se întorceau la Dumnezeu. Creștinii schimbau viața. Tinerii făceau legământ de sfințenie, de abstinență înaintea lui Dumnezeu. Așa se face o trezire. Trezire, orice trezire are miezul ei, predicarea cuvântului și dorința de sfințire. Acolo începe tot. Care implică pocăința, așa mai departe. Ei, și s-a întâmplat ceva. Mișcarea aceasta de trezire a trecut în Anglia, a trecut pe continent și în alte țări, parcă Duhul Dumnezeu se mișca, nu? Transcontinental. Predicatori din America plecau în Anglia, ăia din Anglia mergeau în America, întăreau lucrarea. Foarte dinamică perioada. Și au apărut niște manifestări noi. Atunci au apărut. Apăruseră și niște manifestări în secolul 2 și 3 cu montaniștii și alții, doar local undeva și ciudat. Însă de data aceasta, lucrările noi de manifestarea darurilor domnicești au lucrări supranaturale. Erau în concordanță cu cuvântul în timp ce se predica, în timp ce se rugau. Și nu prea puteau să-și explice cei care asistau sau care erau implicați direct în organizarea acestor trezii spirituale. Că au fost trei valuri. Eu vorbesc de primul acum. Care n-a durat mult, să știți, undeva la 3 ani. Intens, așa. Că orice trezie spirituală nu durează mult, nu stă mult, pentru că noi nu putem duce cu acea prezență intensă a Duhului Dumnezeu. Și pe lângă pocăință, bisericile s-au înnoit. Teologia s-a schimbat în mare măsură. Însă s-a întâmplat ceva. De la cuvânt, accentul a trecut pe experiență. Și experiența a început să fie pusă deasupra cuvântului. Că eu simt, eu sunt cel care Duhul îmi vorbește mie și în loc cuvântului Dumnezeu să interpreteze, să verifice experiențele noastre, s-a întâmplat invers. Și au apărut o fel de mișcări, iarăși, care nu puteau fi controlate, pentru că în reforma protestantă nu exista un centru, cum au catolicii Papa de la Roma, care controla totul prin magisteriu. La noi nu există așa ceva. Știți că noi toți ne-am numit la început biserici libere. Da. Libere, adică noi am crezut în separarea bisericii de stat, liber să ne închinăm cum ne îndeamnă Duh și cum alegem noi, liber să ne organizăm cum dorim, da. Liber să predicăm, să evangelizăm, e un altceva. De aceea noi n-am avut un centru care să zică controlăm toate aceste manifestări. Și ele au, unele n-au fost potrivite. Au perpetuat. Și în secolul XIX, cam după 1820, aceste mișcări noi au mutat centrul de greutate, zic, pe experiență și pe lucrarea Duhului Sfânt. Cum? În secolul XIX s-a pornit o mișcare numită Holiness Movement.
i-a apărut și în America și în Anglia, și apoi și în Australia și în alte părți, și în Africa. Adică mișcările de sfințire, dorința de a te sfinți. John Wesley a fost primul care întemeia și mișcarea metodistă. Din metodismul lui au apărut alte curente, lideri noi, s-a dat un impuls să căutăm să ne sfințim. Cum? Prin puterea Duhului. Și John Wesley a fost primul care a vorbit și a insistat pe botezul cu Duhul Sfânt. Nu s-a mai auzit până atunci botezul cu Duhul Sfânt, păi ce e asta? El a spus așa, că un creștin trebuie să urmărească, să existe, să ajungă la un punct în viața lui spirituală în care Duhul lui Dumnezeu să-l controleze. De acolo a ieșit și așa numita doctrina perfecțiunii, că adică anumiți creștini pot ajunge la stadiul de a nu mai păcătui, să fie perfecți. Foarte așa, o învățătură pe care ne-am dorit, nu? Dar e foarte periculoasă. Pentru că gâdilă omul. Unde e Duhul Dumnezeu? Unde? Noi suntem păcătoși, am fost morți în păcatele noastre, noi încă păcătuim, spune Pavel în Roman 7. Cum adică să fii perfect? Ei, unii au luat-o literal. Pot să ajung să nu mai păcătuiesc. Și s-au născut niște lideri în mișcările astea de sfințire, care au pretins că ei nu mai păcătuiesc. Era unul care a spus că de când s-a pocăit el, și avea acum 60-70 de ani, a făcut un singur păcat odată, o minciunică. Auziți acolo. Și te inhibă aceștia, zici, chiar se poate așa ceva? A fost o învățătură periculoasă, fără acoperire biblică. Era textul lui 1 Ioan, capitolul 3, când Ioan scrie acolo că cel care e născut de Dumnezeu nu mai poate păcătui. Dar acolo e altceva acolo. Ca statut înainte de Dumnezeu, dar nu practic. Nimeni n-a pretins asta. Dintre oameni, doar Fiul lui Dumnezeu a fost perfect. Ei, și aceste mișcări de sfințire au avut un impact puternic în lumea protestantă. Au apărut mișcarea de la Keswick și alte mișcări, mișcarea de credinței. Toate acestea au pregătit cea mai importantă mișcare exact la începutul secolului 20. Mișcarea penticostală. Primii penticostali au fost metodiști, nicio surpriză, și baptiști. Ce s-a întâmplat? E important ce vă spun. Când au fost trezirile spirituale, care era lucrarea Duhului Dumnezeu, în valuri a venit, bisericile, denominațiile, adică, care participau la trezirile spirituale, cu pregătire, cu oameni, cu rugăciune, cu post, toate au crescut numeric spectaculos. Bisericile care s-au oferit aceste treziri, toate au scăzut ca număr. Cele mai mari creșteri, nu-mi place să vorbesc despre numere, dar așa spune istoria, le-a avut mișcarea metodistă și mișcarea baptistă. Cel mai mult, de 10 ori au crescut în anumite părți numărul bisericilor, credincioșilor, care au participat la trezirea spirituală. S-a schimbat scena, vedeți? Și cei care, metodiștii și baptiștii, au încercat și alte variante. Când iarăși v-am spus că Iisus nu s-a ideal tot. Dacă mă întrebați astăzi unde suntem, noi suntem într-o pantă acum. Noi nu suntem creștini. Dar asta dacă puneți întrebarea. Încerc să vă explic. Și această mișcare penticostală a dat un puls nou, un impuls bisericii. La început nu știa nimeni cine sunt,
pentru că stăruința lor după darurile duhovnicești, manifestările lor, au arătat foarte ciudat. După un timp s-au așezat, s-au și împărțit în trei, Church of God, Assemblies of God și Holiness, așa. Mult mai târziu, după al doilea război mondial, au fost mai bine primiți de lumea evanghelică. La început, nu? Și în România a fost așa, să știți, când primii pentecostali au apărut în 1921, sau, iertați-mă, în 23. Da, 23. În România și-au format prima comunitate. Nu a fost bine primit la început. Chiar a fost o perioadă aproape de 10 ani mai târziu când, datorită persecuției, pentecostalii au fost bine primiți de cultul baptist. Și au funcționat legal sub cultul baptist. După aceea, după 51, în sfârșit, ei au intrat în drepturi, au statut, mărturisire de credință și au crescut foarte mult numeric. Dar am conlucrat de atunci. Noi am conlucrat și după 90, s-a înființat Alianța Evanghelică din România, care ne-a strâns sub aceeași umbrelă, creștini după Evanghelie, pentecostali și baptiști. Și de atunci funcționăm împreună. Da. Ne respectăm distincțiile, specificul, dar acceptăm botezul matur făcut în celelalte biserici, de aceea suntem de acord cu căsătoriile tinerilor. Avem același radio, se numește Radio Vocea Evangheliei, sub Alianța Evanghelică, și voi aici aveți un radio foarte bun, din câte am auzit eu. Apoi, știu, predicatorii, vedeți că sunt acceptați peste tot. Profesorii de teologie sunt acceptați în școli. Cad niște ziduri. Dar mișcarea pentecostală, zic, la început n-a fost foarte bine primită. După un timp au venit războaiele mondiale, unul după altul, care a băgat lumea în criză și biserica în criză. După al doilea război mondial a fost câțiva ani în care biserica n-a avut niciun răspuns la Holocaust, la tot ce s-a întâmplat, din păcate. Și s-a intrat iar într-o vale. Așa vreo 20 de ani buni. În anii 60, 1963 începând, undeva în California, un preot episcopalian, un fel de anglican, mărturisește public că a avut botezul cu Duhul Sfânt, care s-a lăsat cu vorbirea în limbi, cu profeție. După el vine un luteran, după aceea vine un catolic și alții și alții din, și din America și din Anglia și din Germania, Belgia. Și a pornit o nouă mișcare, numită mișcarea carismatică sau neopentecostalismul. Această mișcare a avut două faze, a ținut undeva până în anii 80, aproape 90, o fază de căutare, în sfârșit, sau de limitat de pentecostali și pentecostali de carismatici, care are de-a face și cu interpretări, și cu elemente practice de organizare, dar și cu interpretarea botezului cu Duhul Sfânt. Ce este? Ce acceptăm, ce nu acceptăm? Și când toate păreau să se așeze cumva, în anii 90 a venit un al treilea val, așa se spune, al treilea val al acestei mișcări pentecostalo-carismatice, care iarăși a cerut să, de exemplu, să recuperăm slujirile principale de apostol și de proroc în bisericile noastre. Și unii au început să se numească între ei apostoli și proroci, așa cum a fost în prima biserică. Cu tot felul de efecte. Da. Pentecostalul a spus, nu, noi nu credem asta. Perioada apostolilor s-a încheiat, lăsați acolo. Cum a fost? A fost parte istoriei, nu o repetăm, nu se poate repeta. Clona. Carismaticii și ei, în prima fază, au zis, nu, ceva nu e în regulă aici.
Dar această nouă mișcare care se numește în limba engleză New Apostolic Reformation, noua reformă apostolică, acum e pe val, cum se spune. Deși în ultimul timp și-a pierdut din influență. Și am asistat atunci, vedeți, la trei valuri. Începând cu 1900. Mișcarea pentecostală, mișcarea neopentecostală sau primul val al carismatismului și al treilea val, acesta al New Apostolic Reformation. Și aici suntem acum. Fiecare vede lucrarea Duhului, manifestarea darurilor duhovnicești, căutarea lor în mod diferit. Asta e harta din istorie. Și eu mă opresc aici și vă doresc succes la întrebări. Cum era de așteptat, s-au adunat întrebările pe subiectul acesta. Încerc să le grupez pe oarecum subteme și în același timp să țin cont și de voturile exprimate în ce privește interesul întrebării. Prima întrebare, și apoi o să iau și altele, că bănuiesc că merg în aceeași direcție. Cum putem face deosebirea între auzirea vocii Duhului Sfânt și propriile gânduri? Mai adaug la întrebarea aceasta, că e în subsidiar o alta. Deci cum putem face deosebirea între auzirea vocii, vocea Duhului Sfânt și propriile gânduri? Și imediat vine următoarea, care cumva merge în aceeași direcție. Cum cuantific, cum disting într-un mod cert prezența reală a Duhului Sfânt și emoțiile naturale, uneori induse în cadrul exprimării liturgice? Deci odată, cum fac deosebirea între auzirea vocii Duhului Sfânt și gânduri și între prezența reală a Duhului Sfânt și emoțiile, poate în context liturgic? Da, mulțumesc, întrebare foarte bună, amplă. Noi așteptăm ca să auzim voci. Vocea Domnului. Dar eu cred că Dumnezeu în primul rând ne vorbește sau comunică cu noi, ne transmite un adevăr prin însușiri caracteristici ale personalității noastre pe care le avem deja. Adică Dumnezeu folosește rațiunea ta, emoțiile tale, voința, intuiția chiar, să îți comunice niște adevăruri. Tu trebuie să le folosești pe acestea cu sârguință. Nu văd nici un beneficiu ca să îi ceri lui Dumnezeu să-ți vorbească separat, prin nu știu ce voce distinctă, când El ți-a dat suficient senzori prin care să te atenționeze, să vorbească. A vorbi aici înseamnă a comunica cu tine. Deci ideea aceasta că trebuie să aștepți să-ți vorbească Domnul este, după părerea mea, este un canal foarte rar folosit de Dumnezeu și neconvingător, confuz chiar. Când a vorbit Dumnezeu prin voci, în vechime, în special, în Noul Testament și mai puțin. Nu, aceasta a fost metoda aleasă de Dumnezeu să comunice cu credincioșii Lui. Avem cuvântul, avem gândire, citim. Duhul Dumnezeu este acolo unde ne facem lucrarea. A aștepta așa voci separate e riscant. Poți să auzi alte voci. Unii chiar au pretenții că aud voci. Aceștia au alte probleme. Da. Nu cred că trebuie să ceri, să aștepți, să insiști pentru așa ceva. De aceea Dumnezeu îți vorbește, în sensul că îți comunică adevărul Lui prin instrumentele sau instrumentarul pe care El l-a decis deja. Poate să fie prin citirea cuvântului, poate să fie în timpul rugăciunii,
Poate să fie prin niște oameni pe care Dumnezeu îi trimite, poate să fie prin anumite evenimente, sunt de acord, uși închise, uși deschise, dar ce se neglijează chiar și în mediul nostru este că Dumnezeu vorbește folosindu-se de personalitatea ta. Există într-adevăr și elemente supranaturale la care te poți aștepta, foarte rar. Cum ar fi o prorocie. Da. Prorocia ce este? Un cuvânt de la Dumnezeu care iese din tiparul obișnuit, să vorbească prin canalele obișnuite, și Dumnezeu să folosească un om sau altceva ca să îți transmită ceva esențial, special. Unii sunt obsedați de asta. Eu nu cred că cei care au pretenția că Dumnezeu le-a tot vorbit prin proroci, chiar le-a vorbit Dumnezeu prin proroci. Dar știu situații în care așa a fost. Și se pot verifica aceste lucruri. Dar noi nu căutăm... Fă-mi o dată o poză și una frumoasă așa și... Da. Că nici mai știu unde să mă uit. Da. Că noi, la anumită vârstă, noi știi, trebuie să avem grijă cum arătăm. Da. Da. Da, de aceea nu căutați neapărat acest mijloc. Distinția este făcută în contextul sfințirii, a păcii lăuntrice, a uzualului. Dacă tu îți faci partea ta în fiecare zi și citești cuvântul și te rogi și cânți și partea ta liturgică de fiecare zi, eu cred că în acel context îți vorbește mai des Dumnezeu decât să aștepți nu știu ce voci speciale. Și mă rog, care ar fi vocea aceasta? Ce ai vrea să auzi? Am mai verificat și eu pe cei care au avut astfel de pretenții, n-au știut să spună nimic. Și într-adevăr, poți să faci o confuzie între vocea lui Dumnezeu, în sensul de mesajul pe care Dumnezeu ți-l transmite, și anumite așteptări, da, pe care le ai tu în tine. E ca și cum mai vrea un plus. Nu spun că nu e bine să-L căutăm pe Dumnezeu, dar noi insistăm întâi pe disciplina spirituală. În cadrul disciplinilor spirituale, seriozității, evlaviei, acolo vorbește Dumnezeu și îți dă mesajele destul de clar. N-ai nevoie de celelalte. Dacă El decide să o facă special, îți sugerez să verifici foarte bine dacă a fost mesajul la Domnul. Și o modalitate este să vezi, unu, dacă acest cuvânt a fost e compatibil cu Biblia, cu ce spune Biblia. Că n-ai cum să auzi ce spune Domnul dacă nu e în concordanță cu Scriptura. Doi, să verifici în comunitate. Eu vă încurajez să vorbiți și cu alții, să vedeți ce spun alții și cum interpretează alții. Noi ne verificăm în biserică. De aceea, vedeți, nu ieșim așa cu orice și cu, știți, triumfalisme din astea ieftine. Domnul mi-a vorbit, că ce numai ție sau cum? Fii mai modest un pic. Dacă te întreb cum s-a vorbit Domnul și supunem unor teste, nu iese bine. Și de asemenea, eu nu cred că Dumnezeu poate să vorbească ceva, imoral, dar ceva ce nu este în concordanță cu legea lui morală. Nu poți să spui că Dumnezeu mi-a vorbit și tu ceri și vrei să faci ceva imoral. Nu există așa ceva. De aceea, aceste le numesc filtre. Trebuie foarte bine folosite și din timp ca să faci selecția. Deci le-aș numerota. Cuvântul,
comunitatea, caracterul, da, celui care îți dă ție un mesaj, dacă e vorba de un proroc sau așa, și poate aș adăuga aici și să verifici împlinirea. Dacă acel cuvânt are legătură cu realitatea sau nu are legătură cu realitatea. Și de aia ți-a dat Dumnezeu minte să o folosești. Am răspuns cam lung, dar asta. Mulțumim. Cumva mi-a plăcut ce a spus și poate ar merita să înțelegem mai clar. Cumva Dumnezeu se folosește să ne vorbească conform uneltelor personale, personalității noastre. Da. Cred că întrebarea are de a face și cu un fel de stas, așa, matematic. Ori într-o comunicare cu Dumnezeu poate să existe și acea personalitate cu care El să te interacționeze, El să interacționeze cu tine în felul tău de a fi, de a percepe, dar cu cele patru filtre de care ziceați. Da, trebuie filtre neapărat. Și eu mi le pun mereu. Și așa când mă pregătesc, de exemplu, să predic. Iau un text biblic, bun, îmi dau, ăsta e, sigur, aici e esența mesajului. Și apoi trebuie să stau, mă liniștesc puțin și mă verific. Să văd, este în conformitate cu alte texte biblice? Acest mesaj zidește biserica sau nu? Acest mesaj are cumva elemente necurate în el, știți, firești în el sau nu? Este un mesaj care, zic, are finalitate? Sau e doar o moft, o interpretare de-a mea personală? Până și predicatorii trebuie să treacă prin filtrul ăsta. Mulțumesc. Mergem la un alt subdomeniu. Inevitabil era și întrebare legată de vorbire în limbi. Apare întrebarea cu mai multe nuanțe. E darul vorbirii în alte limbi o lucrare în contextul momentului de atunci sau ar trebui să-mi fac griji că nu vorbesc în limbi? Da. Tot pe același subiect, altă întrebare. Vorbirea limbilor străine învățate este același lucru cu vorbirea în limbi experimentată de primii creștini? Și tot pe subiectul vorbirii în limbi, încercăm să punem mai multe și cumva să le grupăm. Este vorbirea în limbi, în paranteză, neînțelese, un semn fără de care nu ești botezat cu Duhul Sfânt? Deci prima și a treia cumva leagă prezența și botezul Duhului Sfânt de vorbirea în limbi și a doua, dacă vorbirea în limbi are de a face cu vorbiri străine de noi, dar inteligibile față de ceilalți. Da. Ei, aici ne separăm cumva. Noi, chiar între protestanți. Prima dată protestanții s-au despărțit din cauza cinei Domnului. Au interpretat diferit elementele cinei. Expresia lui Iisus, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Unii au zis că, într-adevăr, unii au zis că tu mănânci exact trupul Domnului. Au venit Zwingli și celălalt și-a spus, e un simbol. Cum să mănânc eu trupul Domnului? Și s-au separat între ei. Apoi a venit separarea cu botezul, botezul în apă. Ei, și n-a durat mult să vină separarea din cauza darurilor duhovnicești. Adică darurile care trebuiau să ne unească pe toți în trupul lui Hristos, uitați ce disensiune a făcut. Întâi la Corint, nu la noi. Numai acolo. Nicăieri, într-o nicio altă carte, într-un niciun alt context, Pavel și ceilalți apostoli nu mai vorbesc despre vorbirea în limbi. Nu vi se pare ceva ciudat? Doar se știe că la cincizecime, vedeți că eu nu spun rusalii, la cincizecime, la nașterea bisericii, e clar că acolo s-a vorbit în dialecte, limbi cunoscute. Nimeni nu contestă asta. De la Corint, pare că nu e vorba despre vorbire omenească, înțeleasă, deși Pavel insistă acolo să-ți folosești și mintea. Că dacă zice, intră cineva în biserică și voi vă manifestați așa, fără sens, aotic, nu vă zice că sunteți nebuni? De aceea cere ordine, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu rânduielii. Dar
Acolo Pavel în Corint, în cartea 1 Corinteni, tratează problema vorbirii în limbi doar pentru ei. 1 Corinteni, epistola, nu este normativă, ci corectivă. Adică Pavel nu spune așa să faceți. El corectează un abuz, un exces acolo. De manifest, au fost mai multe, grămadă erau acolo. Printre care și vorbirea în limbi. Care este interesant acolo, Pavel o mută mai mult pe plan personal, nu pe plan comunitar. Și spune, bă, dacă te zidește pe tine personal, ține-o pentru tine și asta e. Dar în biserică, să rosești în adunare lucruri înțelepte, ușor de înțeles, și așa și cu prorocia și cu vorbirea în limbi. Dar înseamnă că ceva a fost specific acolo. Nu se mai repetă nicăieri. Nimeni nu mai are pretenția aceasta de a vorbi în limbi așa cum vorbeau corintenii. Pentru asta trebuie să anulăm acest dar, să nu-l mai socotim, că aceasta e poziția cesaționistă. Deci există trei poziții ale creștinilor față de aceste daruri. Unii se numesc cesaționiști. E un cuvânt englezesc, to cease, înseamnă a înceta. Și spun că au fost anumite daruri în primul veac al bisericii, până când s-a stabilizat biserica și apostolii au trăit, și aceste daruri speciale nu se mai repetă. Au încetat odată cu moartea apostolilor. Există apoi cealaltă poziție, continuaționiștii, adică cei care spun, nu, toate darurile au fost date de Duhul Sfânt, în sfârșit, pentru biserică, bisericii, în folosul tuturor, n-au cum să înceteze. Odată cu moartea apostolilor, ele sunt disponibile pentru creștini în toată istoria. Ăștia sunt continuaționiștii. Și între ei s-a încercat o poziție mediană. Unii îi numesc semicesaționiști. Adică îi spun așa, anumite daruri din primul veac, incluzând vorbirea în limbi, vindecările, procedurile, darurile spunatoare, au încetat odată cu moartea apostolilor. Dar nu toate au încetat. Celelalte au continuat. Bun, și aici sunt nuanțe apoi, la linia mediană, că unii trag înspre a recupera darurile duhovnicești supranaturale și alții sunt înclinați să le lase în pace. Și să știți, mari teologi, de-ai noștri, pe care îi cunoaștem, s-au tradus cărți în limba română de ei, au diverse poziții. Misionari și-au revizuit poziția și au zis, înseamnă că vorbirea în limbi este în limbi necunoscut, nu neapărat îngerești, că chestia cu limbile îngerești este cea mai slabă variantă acolo. E doar asociată cu 1 Corinteni 13, unde spune chiar Pavel, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, n-a nicio legătură cu vorbirea în limbi, ar fi culmea. Dar și sunt mai multe argumente contra. Nu, e vorba de altceva. Pentru că, zice, aceste limbi au existat în Corint. Atunci, înseamnă că la cincizecime a fost o limbi cunoscute și atunci la Corint ce a fost? A fost o experiență specială. Pavel spune că, zice, Dumnezeu îți poate spune taine prin acest dar al vorbirii în limbi, ție. Poate să spună și biserici, dar să fie tălmaci. Și nu știu cum se face că cei care vorbesc în limbi și tălmacesc. Dar asta spune. Dar a trebuit ca altul să aibă darul tălmăcirii. Tu să vorbești ceva special și eu să te interpretez pe tine. Da, în sfârșit, asta e o altă chestiune. Însă, poziția mea care este, vorbind cu mulți și predicând în biserici pentecostale, studiind foarte mult zona aceasta, eu am o poziție deschisă și prudentă față de toate aceste manifestări. Adică e posibil ca Dumnezeu să-ți vorbească ție anumite elemente taine
pentru tine și sufletul tău într-un fel necunoscuție, într-un limbaj, într-un fel, nu știu, pentru că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta și să ai efectiv experiența aceasta a unei intimități cu Dumnezeu doar pentru tine. Deci aceasta nu o pot nega, pentru că cei care recunosc că au acest dar, asta mărturisesc. Că este ceva dincolo de ce erau pregătiți și nu se pot exprima. Acum și noi, în întâlnirile astea, în închinările noastre, uneori avem așa o stare specială înaintea lui Dumnezeu, prin cântare și prin rugăciune, încât nu avem cuvinte. Și trăiește așa o prezență a lui Dumnezeu fără cuvinte. Este aceasta o vorbire în limbi pe care o trăiești, în care Dumnezeu îți adresează ție, îți comunică niște sentimente noi, poate adevărul noi, te cercetează printr-o descoperire. De ce nu? De aceea nu avem voie să limităm aceste intervenții ale lui Dumnezeu. Dar a transforma vorbirea în limbi ca și condiție pentru mântuire este o greșeală teologică. Mulțumesc. Al treilea subdomeniu, legat de botezul cu Duhul Sfânt. Oare cum se leagă de vorbirea în limbi? Sunt vreo trei întrebări legate de botezul cu Duhul Sfânt. Una dintre ele încerc să le găsesc așa că sunt răsfirate printre multe alte întrebări. Da. Ce înseamnă pentru baptist să fie botezat cu Duhul Sfânt? Când se întâmplă asta? Face termenul, a doua întrebare, oarecum similară sau pe aceeași direcție, face termenul ungere din 1 Ioan 2,27 referire la primirea Duhului Sfânt în momentul convertirii și deci cam asta e legat de botezul Duhul Sfânt. Cum explicăm? Să spun de la început, eu cred în botezul cu Duhul Sfânt. Cred că toți baptiștii cred. Dar urmează explicația. Corect. Și aici avem variante. Și până la urmă, ce am observat, e și o chestiune de limbaj pe care îl folosim. Pentru că în anumite acțiuni, Pavel a fost plin de Duhul Sfânt, umplut de Duhul Sfânt, botezat. Da. Păi cam același lucru mi se pare că transmite. De aceea, pentecostalii de la început, că am studiat foarte atent istoria lor, credeau că botezul cu Duhul Sfânt se referă în primul rând la împuternicire pentru lucrare. Îți dă Dumnezeu o lucrare și te împuternicește să faci lucrarea aceea. E un plus, dacă vreți, un bonus de putere, de inspirație, de curaj să faci lucrarea aceea. Nu-i ca în alte zile, că tu nu poți să stai tot timpul sub presiunea prezenței Duhului Sfânt, așa în forță, n-ai cum să reziști. Nici Pavel n-a rezistat, nici Ilie, nici alții. Deci e ridicol că unii cred că ei nu m-a îndăt ziua, nu știu. În sfârșit, astea sunt niște exagerări de așa, nu poți nici măcar spiritual și nici fizic. În prezența Duhului Dumnezeu, în putere, păi ai trăit-o vreodată care să-ți cuprindă toată ființa și mintea și limba. Ei, așa ceva există, dar nu continuă. De aceea spune Duhul dă cum voiește, când voiește, Duhul împuternicește pentru lucrări. Și cei mai mulți baptiști asta cred, că botezul cu Duhul Sfânt se referă la împuternicire pentru anumite lucrări. Pentecostali carismatici și baptiști mai pro-carismatici spun e posibil să fie mai mult. Nu e doar o umplere pentru o lucrare, ci este o suplimentare a experiențelor tale în lucrarea respectivă, în care tu poți să fii surprins, copleșit de daruri noi, puteri noi, pe care nu le-ai avut până atunci. Și care nu neapărat stau continuu peste tine, ci când lucrarea s-a terminat, s-a retras și acea putere peste tine. Dar, iarăși, dacă privești botezul cu Duhul Sfânt
ca ceva dinamic, ocazional, atunci credem și noi în botezul cu Duhul Sfânt în acest fel. Dacă însă iarăși condiționez că dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, care înseamnă vorbirea în limbi, nu ești mântuit, ne oprim aici. Spui prea mult. Negi tot ce spune Evanghelia, tot ce spune Hristos, tot ce a spus apostolul în Fapte 15, când am fost clar, Petru, nu? Confirmă. Păi fraților, zice, noi suntem mântuiți ca și ei, credem prin har suntem mântuiți. Nu prin daruri. Prin har, nu prin daruri. Darurile sunt un bonus, îți vin pentru lucrări. Da, avem nevoie de ele. Dar nu avem voie să supralicităm și efectul botezului cu Duhul Sfânt. Dar, încă o dată, eu sunt din nou deschis, dar prudent, mă uit, văd, am prieteni, colegi, apropiați, care mi-au împărtășit experiențele lor. Eu nu pot să le neg experiența. Eu n-am avut exact ca ei, am avut și eu câte ceva. Vreți să vă povestesc altă dată? Că acum nu e timpul. Dar poate toți ați avut din partea lui Dumnezeu o surpriză, o ceva tainic. Da, credem că acolo a fost o lucrare, o umplere nouă, un impuls nou pentru lucrarea lui Dumnezeu. Predic uneori și nici mă uit la schiță, n-am nevoie, mă simt purtat de Duhul lui Dumnezeu și parcă și cuvintele vin fără să le fi gândit neapărat cu câteva fracțiuni de secunde înainte. Ce e asta? Ce e asta? Deci, suntem deschiși. Nu anulăm. E o lucrare pe care Duhul Dumnezeu poate să o facă, să te scufunde în Duhul lui Dumnezeu și să stai un pic acolo. Nu foarte mult, dar e posibil. Mulțumesc. Sunt mai multe întrebări. O să ne oprim doar la una, poate două pe aceeași direcție. Așa, spuneți-ne că vorbeați de mișcări mai problematice și întrebarea ar fi, care din mișcările care pun accentul pe darurile și botezul cu Duhul Sfânt sunt biblice și de care trebuie să ne ferim? Și tot lângă întrebarea aceasta vine o altă, ce expresii întâlnim în cântările și predicile actuale care sunt preluate din NAR? Nu Apostolic Reformation. Adică de ce să ne ferim în lucrarea aceasta? Adică nu Apostolic Reformation, de care am amintit, mi se pare la ora actuală cea mai periculoasă mișcare din zona carismatică. Până și pentecostalii se feresc și critică la sânge. Chiar cu colegii de la Institutul Pentecostal, acum, nu mai știu, câțiva ani, s-a organizat o conferință. Poziția Institutului Pentecostal, care pregătește păstorii, da? Față de această organizație, această mișcare. Și toți au fost critici și s-au luat pe segmente. Ar trebui să apară o carte, dacă apare, să o cumpărați și veți lămuri. În România a pătruns această mișcare și o vedeți în special la anumite biserici independente în orașe. Și știi foarte bine cam ce se întâmplă acolo. Când te primește deja cu foarte pozitiv, foarte încurajator și îți spune că tu ai nevoie de mai mult și că ei se numesc apostoli între ei, da? În care totul e Evanghelia vindecării. Da? Evanghelia iertării pentru ei este prea puțin. Și de aceea sunt și între ei care critică, zice, voi ăștia numai, v-ați oprit numai la iertare. Evanghelia e numai despre iertarea păcatelor. Noi, zice, mutăm mai departe Evanghelia iertării trupești. Da? Că și Iisus, uite, am vindecat. Deci vorba în special de vindecarea trupească, dar și psihică. Așa. Și atunci îți dai seama că acolo sunt niște învățături noi, de obicei ele au succes la naivi. Oricine nu este ancorat în cuvântul lui Dumnezeu va cădea în plasa acestei mișcări. Cine nu își face treaba să stea în cuvânt, să verifice cu mentorul, cu pastorul, da?
e o victimă aproape sigură. Și încă ceva, dacă tot prind ocazia, vă rog să aveți grijă ce cărți cumpărați. Au apărut pe piață foarte multe cărți din mișcarea NAR, în mișcarea aceasta care promovează o evanghelie instabilă, așa cel puțin. Când cumperi o carte, verifică cu păstorul tău, păstorii tăi. Frate, merită să dau banii sau nu? Și nu numai atât. Poate că ar trebui, uite, am eu o provocare pentru tine, așa, că aveți aici, vă întâlniți cu studenții, nu? Din când în când. N-ar fi rău ca la o astfel de întâlnire, așa, în 10 minute, cineva, să prezinte o carte care a apărut de curând critic. Deci, din zona asta. Să se ia câteva exemple. Uitați, cartea aceasta, aveți grijă de ea. Da? Și atunci păzești biserica. Măcar atât putem face. Ar fi trebuit să existe un site la nivelul nostru, că toată lumea e prezentă pe internet, dar nu se gândește un site din ăsta de recenzii ale unor cărți care au apărut în limba română. Poate mă aude cineva, mai bătân pot, dar unii mai tineri. Cei cu experiență au mai multă credibilitate. Noi venim cu ideile. Dar ar fi de folos poporului. Cel puțin două cazuri din biserica mea, bisericile mele, am avut în care mi-a fluturat în mână, frate, vai bună-i cartea asta, ioi, soră, asta e erezie curată, zic. Multe nu știa, cărți. Nu știa. Ne mai trezim și noi și aici facem poate chiar un anunț așa, mai vin câțiva frași sau rori, nu știm, că noi vedem și lasă câte o carte acolo. Și de la Ellen White, la mai știu eu cine care e pe acolo, nu mai lăsați cărți care sunt așa pe toate gardurile, luați și le aduceți aici. Trebuie, cum zicea fratele Emil Bartoș, cântărite, analizate, că multe erezii pot fi acolo. Pe aceste canale intră învățăturile acestea periculoase. Sau te duci pe internet și tot dai like la cineva sau tot îl asculți fără să verifici. Și pe internet, nu asculta orice predicator. Verifică cu păstorul tău cine, pe cine asculți. Că rating-ul nu e un criteriu de a asculta pe cineva. Da? Încă o dată, mă întorc la cuvânt. Cheia pentru noi, moștenirea noastră este totul trecem prin filtrul cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă știi bine cuvântul, n-ar trebui să caz în plasa ereticilor. Mulțumesc, ultima întrebare. Pentru ce ne putem ruga pentru dumneavoastră? Pentru mine? Da. Eu m-aș duce acasă acum. Și să vă, ne rugăm să vă duceți acasă, nu e bună. Plecat de 10 zile, nici mâța nu mă mai cunoaște. Să vedem, fac socotel dacă am putere. Acum cu voi mi-am revenit, așa să știți. Și tema în sine. Călătoresc foarte mult. Am 67 de ani, știu că n-arăt, mai bine îmi spun eu, așa. Dar încă Domnul mă ține, îmi deschide uși, predic mult, cursuri, așa. Sunt împlinit în partea aceasta a vieții, dar să fiu păzit de necazuri, de accidente, de boli, să mai pot fi util împărăției lui Dumnezeu. Și vorba lui maică-mea, știți, mama mea a fost femeie foarte credincioasă, am mai spus asta în anumite contexte. Într-o zi, avea vreo 70 ceva de ani, bun, pe lângă faptul că m-a dus în camera din spate să-mi arate hainele de mormântare. I-am spus, vai, mami, să nu vorbim. Da, era foarte realistă. Uite, cu asta mă îmbrace. Era gata să-mi dea indicații și cine să predice la mormântarea ei. Dar femeie foarte realistă, așa. Și îmi spune, auzi, Emil, eu m-am rugat Domnului pentru 3 lucruri. Când îmbătrânesc. Era deja de 70 ceva de ani. Și a zis, m-am rugat întâi lui Dumnezeu să nu fiu povară pe nimeni la bătrânețe. Și Dumnezeu a ascultat-o, să știți. N-a fost
dar o lună de zile ne-a fost mai greu până am depistat problema. Și Dumnezeu a ascultat-o. Doi, l-am rugat pe Dumnezeu să n-am dureri la bătrânețe. Și Dumnezeu a ascultat-o. Iar și o scurtă perioadă până i s-a depistat problema, să o îngrijim, în rest Dumnezeu a ascultat-o. Și a treilea lucru ce, pentru care m-am rugat este să am mintea întreagă până mor. Minte întreagă. No, dacă este ceva să vă rugați pentru mine, că de-aia v-am spus asta, îndrăznesc și eu să cer să mă rugați și pentru mintea mea, să fiu alert, leghetor, împart cuvântul la atâția oameni și să